同じはディナーワンガシギンのプッパダタで同時収入マイはい、チャベンマッカローシエンアコマアメナマッカローシエンサバンダカムデウンデセヤウニシテラーベセクレスクボッシAm găsit larve, o să iau, nu e nicio problemă, dar hai să vedem micul acesta că mă ciliu și nu fac miere, da? Este slab roitoare, nu că nu roiește deloc. Face și ea, are și ea instinct de roire, ca orice matcă, dar mai puțin. Dar să vă arăt, hai că asta n-am ridicat-o, ridic asta care am ridicat-o deja. Ce avem aici? Avem miere bună de extras și matca o avem aici, da? Matca e aici, zona asta, o mătcuță roșie, totul e în regulă. Bun, mergem mai departe. O să extrag ramele cu miere. Zilele următoare am multe rame de dat pe la centrifugă, dar vreau să vă arăt că și matca roșie face miere. Ia uitați aici ce frumos căpăcit tot și pe partea asta, iată frumos, da? Deci avem miere. Acum ați văzut prin filme că eu tot zic că nu mă interesează miere, adică scopul meu principal nu este mierea, dar acum ce să fac, să o las în stup, o să o extrag frumos și va sta la găleț. Nu sunt forțat să o vând angro, Doamne ferește. Iată ce frumos, foarte frumos, ambele părți, merge extras chiar dacă nu e căpăcit 100%, dar merge extras. Extrăgând aceste rame vom face loc reginei să depună cât mai multe ouă. În partea de jos nu mai ridic, e greu acum, plin cu miere, e greu. Mă interesa dacă găsesc larve și dacă am ceva de extras. Iată aici deja a venit cucuietul. Dar o să fie înlocuit cu miere. Deci tot cuietul acela va ecloza și va fi înlocuit cu miere. Voi extrage, acum să nu vă închipuiți că extrag toată mierea, nu. De la o colonie mai mică extrag o ramă, de la coloniile astea mai mari, așa cum le vedeți pe aceasta, 3 rame. 3 rame și restul lăsăm în pace, doar cât să creăm spațiu. Creăm doar spațiu pentru regine. Deblocăm coloniile pentru... Noi nu știm dacă va mai fi ceva cu lăs sau vin ploi și dacă scoatem tot, atunci va fi o problemă. Pe staționar mă refer. Aici sunt niște trântori care trebuie eliminați. Îi elimin acum. Îi elimin acum, n-are rost să eclozeze în stup. Îi eliminăm. Așa. Deci, din câte am văzut, 3 rame cu miere de la matca roșie,
am făcut și un nucleu sau doi, nici nu mai știu cât am făcut din el. E bine. Iar acum putem face, iată încă o ramă care merge extrasă. Acum o să o dau într-o parte aceste rame care trebuie extrase. Până la urmă vor fi 5 sau 6. Una rămâne, deci 5. De la miere ce mai putem noi folosi foarte bine este căpăceala. Consumul de căpăceală este foarte benefic sistemului digestiv. Sistemul digestiv este foarte bun să mănânci căpăceală. Ajută foarte mult persoanele cu probleme, gen constipații, diferite operații, dar vă puteți informa. Bun, deci vă dați seama de ce nu ridic catul, are multă miere, nu mai ridic de el, dar avem miere suficient. Iată, rama aceasta nu va fi extrasă. Așa cum o vedeți, va rămâne pentru colonie. Deci rama aceasta va rămâne în stuc. Căpăcit tot, ea va rămâne aici. Iar restul ramelor, una, două, trei, patru, cinci, le voi extrage. Bun. Deci și matca roșie face miere pe staționar, se descurcă binișor. Bine, nu e ca mărcilii de miere. Mărcilii de miere au o cantitate de albină mai puțină. Sunt... Am care nu e roitoare, dar s-ar putea să fie și roitoare. Unele nu sunt, altele sunt. Așa. Săptămâna viitoare, cred că extragem toată săptămâna miere. Trebuie rotite ramele. Extragi 3 rame, adică așa fac eu acasă, acum nu-i ca la, nu-i ca în pastoral, de exemplu. Scot 3 rame, mă duc, le dau la centrifugă, vin, înlocuiesc la următorul stup, iar le dau și tot așa. Deci, îmbârt aceste rame în continuu. Acum că nu e chiar ideal, fiindcă ramele de la acest stup vin la vecinul, cum ar veni. Atunci, dacă ai o boală în stup, se cam întinde la toată stupina. De aceea trebuie să fii foarte atent cu aceste albinele în general, să n-ai probleme. Deci aici această ramă este cu crestătură pe ea, de aici voi la larve de seară. Așa, și totul e în regulă. Avem și miere. Vom mai extrage undeva în august. Până în august nu mai extragem, ci vom ajuta nucleii să se dezvolte. Și aceasta e o ramă cu nectar. Asta e rama de bază, să zic așa, a stupului. De aici se hrănește. Când vedeți mai multe rame căpăcite, o să vedeți o singură ramă mereu, care este cu miere necăpăcită. De acolo stupul se hrănește. Bun. Cam atâta despre matca roșie. Este donatoarea de larve. Plus că face și ceva miere, deci își scoate, să zic așa, cheltuiala pe care am avut-o cu întreținerea ei.
fiecare colonie necesită o anumită întreținere, de la tratamente până la hrană de primăvară, hrănirea de primăvară. Bun. Pentru ziua de azi am cam terminat cu filmele. Până data viitoare, numai bine!